Bună ziua la toată lumea! Bună ziua încă o dată, stimați prieteni și neprieteni, sper că am semnal și se aude bine. O să încerc cu ceea ce mi-a zis un cumnat de-a meu, care i-a dat mâinile jos sau a venit mintea la cap, că nouă nu ne vine mintea la cap. Dar el mi-a zis o vorbă odată și mi s-a întipărit în minte. Sergiu, noi moldovenii ne merităm soarta. Oi, ne merităm soarta, oi, că eu am făcut un video să arăt situația dramatică din țară. Că noi suntem țară agrară, nu suntem o țară care, de bananieră care crește în banane. Și lucrul ăsta nu se arată la televizor. Păi s-au umplut plin de comentarii, te crușești și comentarii acolo. Fac TikTok-uri niște specialiști care nu încap în camion acolo la volan. Faci TikTok și el mă învață pe mine tehnologie. Ia că eu ți arăt, specialistule. Ia că aici, în câmpul ăsta, e no-till. Nu s-o arat de 4 ani de zile. Iată-le. Uite că nu s-o arat de 4 ani de zile aici, în câmpul ăsta. Nu-i fir de burian, uite. Nu s-o arat, iată, uite. Astea-s resturile de porumb de anțărți. Resturile de floare, de floarea soarelui. Ce vrei, băiete, de cui dai tu lecții, băi, specialistule? Stai acolo în camioane și ține volanul și fii atent la drum că o să mergi pe cineva, băi. Iată-le, ce nu e aici clar? Iată, fir de burian noi. Nu s-o arat, conservăm apa în sol. Iată porumbul, vedeți? Densitate, e sub 50.000 de plante la hectar, iată-le. Iată-le, el e scrum să usucă specialiștilor, băi. Băi, Doamne ferește, băi, și comentarii acolo, băi. Eu n-am pomenit absolut deloc de Maia Sandu și de guvernare, băi. Dar stați că vă arăt eu ce înseamnă Maia Sandu și guvernarea toată, băi, băieței. Voi îmblați psihotare, faceți bani acolo. Veniți aici în țară, băi, și ați vedeți ce înseamnă să faci bani. O venit băieți cu bani grei și o venit și-o îngropa bani aici de tot. Voi cu tătul, băi, vă bateți joc, băi, vă plătești acolo să comentați aiurea, băi. Habar n-aveți de agricultură și de situația din țară. Veniți cu un sac de bani aici așa să îngropați și să vedeți. Doamne ferește, băi, și comentarii, băi, de Doamne ferește. Băi, greu nu se face, n-a acoperim cheltuielile. N-am trecut media din ultimii 8 ani, n-am trecut media de 4 tone. Am încercat tot absolut. Porumbul iactălă, i-a făcut tot absolut, tehnologie. Nu se face, se usucă. Acum vă arăt și floarea soarelui, băieței, vă arăt și floarea soarelui, stai să merg, vă arăt în și condiții floarea soarelui. Dar până ajungem noi la floarea soarelui, la culturile este, băieței, ce să semănăm, ce să mai facem, băi? Noi am renunțat la zootehnie, nu din dragul că nu vrem, dar n-avem ce faci producția. La legumicultură, satul ăsta ucrain, că avem în jur de 2000 de hectare să irigau, băi. Pe și bani să irigi, băi, băieței, cu 20% dobândă bancară, băi. Voi sunteți normale cei care comentați, de mă scoateți din sărite cu totul, voi. Cum să faci zootehnie? Cu cine să faci zootehnie? Cui să vinzi producția? Legumicultură, pomicultură. Să facem livezi superintensivi și vie sub pergola. 50.000 de euro, 40-50.000 de euro investiția la hectare, băieței. Duce e credit în Germania. Și ați vezi cât e creditul acolo și cât e creditul la noi. Că luăm cu 11% și peste noapte se face 20% și se trag cozile. Unde sunt promisiunile și ele îndeplinite de la actuala guvernare? Accesul la bani ieftini, unde sunt? Că noi dacă am avea bani ieftini, eu în primăvară apoi mă ducem să facem tender, facem cu aceștia care aduc inputurile. Și luam la prețuri accesibile. Și acum nu trebuie să vând grâu de pe câmp ca să acoper datoriile cu 3 lei. Dar îl punem în depozit, mă ducem încă la 5, 4, 6, 10 agricultori și adunam un 15.000 de tone și atunci vindem noi. Dar noi din sărășie, tot în sărășie, băi, ia ca și floarea soarelui. Eu vorbesc așa cum vorbesc, ia-te floarea soarelui, ia uite floarea soarelui. Uitați că nu-i fir de burian, tot frumos. Ia uite, e în floare, uitați, floarea, e să usucă floarea. Aici o să fie roadă, băieței. Și vorbiță, iată, i-au rămas 4 frunze, i-au rămas sus și așa le vestejite. Despre și vorbiței.
Băi, când comentați acolo, măcar mai gândiți, băi, că nu a zis nimeni de... Nu am pomenit un cuvânt de Maia Sandu și de guvernare. Dar vine campania electorală și o să le aduc aminte la toți. O să-i aduc aminte lui Maia Sandu, cum zicea, ea acolo în birou, în președinție, ne-a zis nou la cei de la Forța Fermieri, ne-a zis că ea nu mai este sigur că agricultura este ramură prioritară în țara asta. Dar ce este prioritar în țara asta? Ce putem noi crește? N-ai cu cine lucra în satul ăsta, n-ai cu cine, viile vezi, eu tot vreau viile vadă. Ea că a venit un coleg de-a meu, a plantat 50 hectare de lavandă și gata, a rămas fără banii care eu adus de peste hotare. Viile le vezi, s-au scos, nu de dragul că noi n-am avut cui vinde, n-am fost competitivi. Am ușa zvărât. Hai că eu mai greu până mă enervez și vă arăt eu într-un sat în 1991, un sat care trăiau în jur de 3000 de locuitori. Aici era fermă de vaci, fermă de porci, fermă de păsări, legumicultură, pomicultură. Noi am rămas să facem cultura mare, nu de dragul când place mie să am floarea soarelui, porumb și grâu și orz. Dar pentru că nu avem cu cine lucra, pentru că noi nu le putem plăti 1000 de euro. Și tot tineretul a plecat din sat. Băi, oameni buni, în satul meu, natalul, rămas deja sub 1000 de oameni, îi numeri pe dește. Și așa e toți bătrâni. N-ai cu cine duci mortul la casă. Anul ăsta 4 oameni au fost găsiți morți în casă, nu de erau bețâși. Dar pentru că păi, copiii lor îți plecați pe scutare, nu știe nimeni de dânsă. Ultimul a stat 11 zile, băi. 11 zile au stat în casă, băi, nu știe nimeni de dânsă. Despre ce vorbiți, băi? Sat european, ea ca satul este, ea a avut, are... Iată, este apă, trasă, centralizată apă, gaz, lumină, internet, televiziune, prin cablu, iată-le. Vedeți cum e satul, organizat, sat european. Dar oamenii nu sunt în satul ăsta, nu sunt oamenii. Când văd comentariile astea, mă scoate din sărite. Cum altfel să fii, bă? Cum să fii? Avem cele mai scumpe piese de schimb din zonă de aici. Avem cele mai scumpe credite. Aici românii, nu alții, românii se fac crușii când aud că noi ne credităm cu 14-20%. Uitați-vă, nu mă bag în buzunarul la nimeni, dar uitați-vă primele companii conform statisticii, primele companii din țara asta în ultimii 2 ani, 3 ani, de când e actuală asta guvernare, vorbim de guvernare. Care sunt cele mai bogate companii din Republica Moldova? Unde ne ducem noi? Sat european, iată eu vă arăt satul european, ai băieță. Vă arăt satul european și proiectele europene. Acum și ajungem la destinație și o să vă arăt un proiect din satul european. Iată, casă pustie, băi, căsă pustie și n-ai cu cine... N-ai cu cine te certa, băi. O rămas satul ăsta pustiu, nu sunt oameni. Dar noi facem sat european. Cine străiască aici? Eu sunt consilier raional și s-a pus deja problema ca satul, în satul meu natal să închidă școala, pentru că nu sunt copii. Dar, în schimb, facem satele europene. Încă un pic și o să vă arăt eu cum vin banii europeni, banii europeni. Băi, eu înțeleg că trebuiește reparat școală, reparat grădiniță, făcut drumuri, făcut stadioane, locuri de joacă. Dar când îi faci din banii tăi, băi, nu-i împrumuți de la europeni sau de la altcineva, băi, și îți pune condiții și noi cumpărăm în supermarketuri, tot numai nu și ei, și ei nostru, băi, băieței. Cum poți concurezi? A venit austriacul să mă învețe pe mine că trebuie să facem camere agricole, când în Austria agricultorii au credite cu dobândă zero. Credite cu dobândă zero. Dar noi ne trezim cu niște dobânzi peste noapte și niște condiții de Doamne ferește. Ne ducem noi la fund, să duc furnizorii din puturi după noi la fund, să duc satele la fund. Și poți să faci în satul ăsta? E ca în satul ăsta, un craică, lepădat de lume aici. Și poți să faci? Și poți să faci fără oameni? Nu poți face nici fără oameni buni. Comentatori de ăștia care stau prin străinătate și te învață cum să lucrezi. Veniți acasă și faceți. Ia că eu am lepădat tot, am venit acasă cu bani și nu regret nimic în viața asta. Regret că m-am întors în satul meu natal. Regret că m-am întors să ajut sătenii, să ajut părinții și să trăiesc la mine acasă. Și eu gospodar la mine acasă. Vă place așa când veniți din străinătate și copiii voștri vorbesc italiană, vorbesc franceză, vorbesc engleză, spaniolă și bunei voștri, ei, bunei voștri, părinții voștri nu se înțeleg cu dânșii. Și am ajuns la destinație, satul european.
Jumătate de milion, jumătate de milion în satul european. Iată, uitați ce a făcut. O reparat gardul, iată-le, o reparat chipurile gardul, că gardul ăsta de când eram eu copil mic, l-a vopsit cu o vopsea de asta ieftină și, și vai de dâns, așa și în Europa se vopsește, așa? Asta e vopsea, ei, jumătate de milion de lei, iată-le, și-o dat cu var, iată-le. Asta e satul european. Proiectul satului european, unde primarul nici măcar n-are o pârghie de a controla absolut nică. Că el mă sună primarul și îmi zice, Sergiu, ce să facem? Că aici care a făcut atât, au pus pistă de alergare. Aici când am alergam, eu în țărnă alergam, dar erau copii, era școala plină. Ei acum au pus pistă de alergare, care nici nu-i după proiect. După proiect trebuie să fie 4 cm pe râzâna asta, dar ei 2 cm. Ia că aici jumătate de milion de lei. Jumătate de milion de lei, bani împrumutați. Și profesorii n-au salarii, n-au nu-s condiții, ia că-l. Ia că uite, uite pista de alergare. Ia uite pista de alergare. Ia, ia că asta e jumătate de milion de lei. Ia că, stimați, doamna președinte, domnul Gros, văd că te-ai făcut expert în agricultură în 2020, erai la Căușeni și ne învățai cum să faci agricultură. Și asta e. Ia că și asta, ui. Și asta, ui. Pista de alergare de jumătate de milion de lei. Iată. Stimați cetățeni, stimați așa cei care peste hotare, peste hotare, băi, oameni buni. De-am nu mai am eu așa răbdare, în crapă răbdău și regret mult nici și bă, ajuns proști la conduce, tot prostălani au ajuns la conduce. E că uitați, gard reparat și pistă de alergare de jumătate de milion de lei. Unde e controlul? Unde e controlul? E că au luat banii și e în crâlă de tot. Dar oamenii nu sunt sate, locuri de muncă nu sunt. Noi cum să le plătim? De ce să le plătim la oamenii ăștia? Când am zis, am trecut, opriți-ai tranzitul ăsta din Ucraina, dați nevoie să exportăm, să aducem bani în țară. Nu, noi nu putem. Ca să aflăm peste un an de zile că prin Polonia au trecut 5%, prin Moldova 95% și poloniezul a primit un suport la Bruxelles. Eu cred că aici deja miroase urât a distrugerii. A distrugerii, ia uite, ia uitați. Pistă de alergare, jumătate de milion de lei, ia. Eu bătut niște cui de care bătem șiferul, eu cu mâna îl scot cuii ăsta. El n-are nici temelie, băi, n-are nici temelie nică. N-are nici o temelie nică, că pe pământ curat a pus o rădzână. O rădzână de asta, asta e jumătate de milion de lei. Ce agricultură, ce să mai facem în țara asta? E că spuneți, da, irigare. Băi băieță, eu am fost la Cacule, unde am filmat filmulețul ăla pe TikTok. Fermierul și ăla stă la 50 de metri, 100 de metri de prut. 100 de metri de prut. Și el nu poate iriga, ui. Nu poate pentru că n-are bani, n-are solearcă. Păi, costurile astea sunt mari pentru dânsul. Nu are. Și nu el e de vină. 100 de metri de prut și nu poate iriga. Stă porumbul uscat. Noi suntem de vină sau politicile astea sunt de vină. Eu înțeleg că nu tăt, că a fost așa și a distrus tot. În 2020 eu am fost cel care am luat cu gază pe prag la Parlament ca să facem o schimbare. Ce schimbare am făcut? Și la namâla? Ce am schimbat ei? Ce am schimbat în țara asta? Ce am schimbat? Un hoț pe alt hoț? Arăte unul cu altul, cu degetul la altul. Știți cum e? Hoțul arată cu degetul, e ca așa la hoțul. Hoțul arată hoțul. Iată și la noi acum. Nu știi care e mai hoț, care e mai deștept. Eu înțeleg că în 4 ani zile nu a avut timp să facă tot, să schimbe, ca noi să trăim bine. Dar măcar o direcție corectă să o iei, bă. Tineretul pleacă din satul ăsta. Și să facă tineretul ăsta aici în sat? Ia că acum vorbim despre, ia că acum comentați așa de psihotare. Ia că jumătate de milion bani puși pe schinarea sătenilor mei și alătăt țara. Ia că jumătate de milion cum arată. E ca jumătate de milion. Partea și ea, ați văzut cum gardul l-a vopsit. Dar partea asta, iată, cum a fost, așa și este. E ca aici e jumătate de milion de lei. E ca și cu găuri, așa cum trecem noi când eram mici. Trecem pe aici, prin găurile astea, venim să jucăm fotbal. E ca asta e jumătate de milion. Nici nu l-a vopsit gardul ăsta. E ca aici e jumătate de milion de lei. Proiect satul european 1 sau 2, să dracu să-l mai iei. Ce vreți să vă mai arătăm? Să arată asta la televiziune? Asta să arată la televiziune? Și v-am spus eu. V-am sărit în cap, am criticat, că așa la așa, că așa la așa. Nu, eu am să apucați-vă de lucru. Apucați-vă de lucru și faci ceva în țara asta, că îți duci țara de râpă. Dar de agricultură nici nu mai vorbesc. Nu mai vorbesc.
Ce-s produse? Mă, și cu legumele care pot concura ei cu legumele din Turcia? Mai sunt cu viile și livezile care au avut bani și au investit 50.000 de euro la hectar și au pus super intensivă. Dar voi vă dați seama câți bani trebuiește ca să punem toată țara asta cu vii și livez? Cine are banii ăștia? Sat european. Subvenții. Apropo de subvenții, ne criticați atât de tare. De ce domnul Trupcă nu iese la televiziune să spună ce s-a întâmplat cu subvențiile în ultimii 5 ani de zile? De ce nu spune ce s-a întâmplat cu subvențiile în ultimii 5 ani de zile? Vă spun eu cifrele. 90% din banii de subvenții i-au folosit 10 companii. Nu o să dau nume, că o să mă dă în judecată. Verificați pe, la statistică acolo, la IPA, pe site, verificați și o să vedeți. 90% au folosit 10% de fermieri. Dar 10% din bani au folosit 90% de fermieri. Ia că asta e realitatea. Ia că asta e realitatea. Când dai să cumperi, cumperi tot scump, mai scump ca în Ucraina, ca în România. Când dai să vinzi, uitează prețul acum la grâu. Uitează prețul la grâu. Bine, dă-l încolo, prețul la grâu, prețul la grâu. Dar pâinea de ce e scump? Ia că întrebarea mea, pâinea de ce e scump? Pâinea, ulei, producția alimentară, uitați că noi avem și mai scumpă producția alimentară din toată lumea, de la vecinii noștri. Nu vă mai spun nică, comentați și hăituiți-mă cât vreți. Eu o să spun ce și am de spus. Dar înainte de asta, uitați-vă la proiectele astea cu sate europene. E că uitați. Asta e pistă de alergare. E că arată pistă de alergare. Tăte cu valuri, nici măcar nu îndreptat terenul ăsta cum trebuiește. Jumătate de milion de lei. Jumătate de milion de lei. Și dacă ar fi din banii noștri, dar ăștia-s bani împrumutați și noi suntem condiționați și falimentați așa pe capăt unul după altul. Sisteme de irigare, voi vă dați seama ce înseamnă sisteme de irigare, câți bani trebuiește. Dacă acela care șade pe malul prutului la 100 de metri nu e capabil financiar să-i tragă o țavă și să pompeze apă. Atât de sărac suntem. Nu vă mai răspund la nimeni la comentarii. Comentați cum vreți. Sunteți toți experți în toate domeniile. Dar, înainte de a comenta, puneți filmulețele Facebook-ul nu minte. Și uitați-vă la declarațiile lui Bolea, lui ăsta care ieșea din Parlament când 2020 stătea aici, la căușeni, la intersecție, pe așa căldură. Exact aceeași perioadă era. Exact aceeași perioadă. Iulie era. Și ne învăța cum să facem agricultură și ce trebuie să cerem de la guvernare. Ei ne spuneau că sunt bani ieftini. Așa bani ieftini am avut în ultimii 3 ani, cât mă... Dar satul e pustiu. Îngropăm oamenii cu excavatorul, mor oamenii în casă și nu știe nimic de dânșă. Cam asta e situația. Și tot îți dau vina pe sarmanul primar sau care mai sunt acolo. Primarul trebuie să-i culci și să-i trezească toți. Secetă. Deși e secetă, mai ales în zona asta așa de mult timp. Întrebați-l pe Filat în 2020 ce a semnat el. Ce a semnat el cu ucrainenii și deși apa în Nistru noi și deși apele subterane au scăzut. Interesați-vă și o să găsiți răspuns. Nu mai vreau să vă spun nică, vă mai arăt odată încă o dată satul european de la mine din sat, cu riscul că toți sătenii mei sunt super pe mine, dar credeți-mă, stimați săteni, eu am venit înapoi în sat ca să ajut satul și mă stăru cu ce pot, cu ce ajut. Dar așa nu se mai poate.